Dinu Plângău și Alexandru Slusar au declarat miercuri că în adresa platformei de unitate și adevăr s-ar pregăti un atac concertat. Politicienii susțin că ar fi fost intimidat și amenințat în ceea ce privește familiile acestora, după ce în spațiul public au vorbit despre presupuse ilegalități ale magistraților Dorel Musteață și Nina Cernat. Platforma, da, prin intermediul membrilor săi a cerut explicații de la autoritățile responsabile, fapt ce au dus la acțiuni de intimidare a unor membri de partid ce au vorbit în spațiu public despre aceste probleme. Provocări, multiple adresări în judecată și fabricarea dosarelor administrative și penale. Noi nu ne-am gândit, cei de la platformă, dacă o să treacă 100 de zile de guvernare bună și noi vom primi niște semnale neoficiale cu așa semi-șoaptă din organele de forță, că să fiți atenți, că vorbiți mai puțin la telefoane, vorbiți mai puțin în spațiul public. Se întâmplă după ce Serviciul de Informare și Securitate a emis o notă în care se invocă pretinse acțiuni de dobândire de către magistrații Dorel Musteață și Nina Ciornat a bunurilor mobile și imobile, valoarea cărora depășește substanțial mijloacele și veniturile declarate. Ulterior acesteia, procuratura a anunțat că va investiga circumstanțele expuse. Plângău însă susține că până acum nu a văzut nicio măsură de investigare. În acest context, platforma DA va depune astăzi un denunț oficial în care solicită autorităților abilitate investigarea faptelor ce sunt imputate celor doi magistrați. Totodată solicităm și anchetarea magistratului Nina Cernat, care este la fel vizată în nota Serviciului de Informații și Securitate. La rândul său, Slusar s-a adresat guvernării în acest context. Și noi am luptat împreună. Și întrebarea mea către acești deputați, care noi ne cunoaștem, către acești miniștri, unde au fost persoanele pe care acum voi vă bazați în așa zisă reformarea justiției? Anterior, Nina Ciornat a negat acuzațiile care îi se aduc. Același răspuns l-am primit și de la Dorel Musteață, contactat de Cotidianul TV. Da, acuzațiile resping când au apărut primele acuzații în privința mea. Se le-am solicitat să sesizeze organele competente și să facă justiție la televizor. I-ați amenințat pe domnul Plângău și nu, categoric. N-am stat nici la de vorbă nici cu unul, nici cu altul și nici numărul telefon. Iar reprezentanții Procuraturii Generale ne-au informat că investigează circumstanțele enunțate și că vor face publice detalii când acestea vor fi disponibile. La 25 noiembrie curent, prin intermediul unui comunicat de presă, Procuratura Anticorupție a informat opinia publică despre faptul că examinează deja circumstanțele expuse în nota informativă emisă de Serviciul de Informații și Securitate în privința magistraților Dorel Musteață și Nina Cernat în cadrul unui proces penal prin prisma săvârșirii infracțiunii de îmbogățire ilicită. Conform prevederilor legislației procesual penale, procurorii au la dispoziție 30 de zile pentru a se expune pe marginea rezultatelor investigațiilor efectuate. Potrivit documentelor emise de SIS și publicate de Slusar, în perioada anilor 2014-2018, Dorel Musteață și rudele sale apropiate ar fi deținut mai multe apartamente, terenuri și autoturisme, valoarea cărora depășește substanțial mijloacele și veniturile declarate. Iar în cazul Ninei Ciornat și al familiei sale s-a menționat despre 2 case de locuit, 3 apartamente, 4 autoturisme, 2 camioane și 5 terenuri agricole, dar și că ar figura în protejarea firmelor offshore utilizată de controversatul om de afaceri Vyacheslav Platon.